Peste 7.000 de persoane cu aproape 800 de mijloace tehnice vor participa la exercițiul interinstituțional de nivel strategic Histria 15, care se va desfășura pe teritoriul național. Premergător începerii exercițiului, militarii și tehnica se vor deplasa în cele 9 poligoane și raioane, unde se vor desfășura activități practice specifice. Este pentru prima dată după 1990 când, atât la nivel strategic, dar și la cel operativ și tactic în procesul de planificare, conducere și execuție, sunt persoane din cele 12 ministere și servicii care formează sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, printre care SRI, SIE, MAI și SPP. Conform scenariului, România va răspunde gradual riscurilor și amenințărilor la adresa securității și integrității teritoriale. Măsurile de răspuns la criză și apărarea națională se vor adopta în condițiile implicării NATO și UE. Acest exercițiu este unul dintre cele mai mari ale NATO din ultimii ani.